Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. 2 Timotei, capitolul 2. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Isus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, ca să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la voastre. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Amin. lăudați să fie Domnul! Dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile și să stați liniștiți și bucuroși pe scaune în prezența Domnului. Îi mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne cercetează și în dragostea Lui ne atinge inima și în astfel de momente acceptăm că este adevărat cuvântul care ne spune prin Pavel Bucurați-vă chiar și în necazurile voastre. Necazul este dulce atunci când treci prin el cu Dumnezeu. Și ieși din el îmbărbătat și bucuros, ca acolo, în groapa cu lei, sau acolo, în cuptorul de foc, sau acolo, în teascul unde scrâșnești din dinți de durere, poate amărât singur și nu te știe nimeni. Acolo este Domnul cu tine, este Domnul cu casa ta. Când plecăm de la o adunare unde ne-a atins Domnul, Inima noastră privește viața dintr-o altă perspectivă. Nu mai iubim banii chiar dacă avem nevoie de ei, ci iubim pe Domnul pentru că este veșnic. În această dimineață, pentru timpul care a mai rămas, aș vrea să spun cuvântul Domnului, un cuvânt de învățătură. Un cuvânt pe care l-am numit modelul creștinului. Apostolul Pavel se ocupă de Timotei ca de un bărbat mai tânăr pe care vrea să-l crească în perspectiva slujirii. Timotei a fost binecuvântat să aibă trei mentori de seamă. Primul dintre ei a fost bunica lui Lois, al doilea dintre ei a fost mama lui Eunice și al treilea a fost marele bărbat al Domnului, Apostolul Pavel. Acest tânăr a ajuns unde a ajuns, datorită harului lui Dumnezeu care s-a manifestat prin faptul că lângă el, de-a lungul timpului, a pus trei mentori. Când era mic, bunica și mama l-au crescut în învățătura lui Dumnezeu. Și când s-a făcut mare și a lăsat-o pe bunica acasă sau poate a dus-o la cimitir și a lăsat-o pe mama acasă. În viața lui a intervenit un alt bărbat, o altă persoană trimisă de Dumnezeu pentru ca să continue desăvârșirea acestui om. Un om al lui Dumnezeu nu se formează într-o zi, se formează în fiecare zi. Un om al lui Dumnezeu este persoana în care Dumnezeu investește. Investește foarte mult. Un om al lui Dumnezeu se formează de-a lungul timpului și se călește prin necazuri, prin nedreptățile vieții. Se călește prin bol, prin adversități, prin tot felul de vitregii ale vieții. Oamenii lui Dumnezeu pot fi ordinați, diacon, prezbiteri, păstori, dar asta nu înseamnă cu, că odată cu ordinarea vine și desăvârșirea lor. Ordinarea este o poziție pe care o recunoaște biserica în chemarea făcută de Dumnezeu, dar formarea lui trece dincolo de momentul ordinării. Și oamenii chemați în biserică să slujească au nevoie să fie implicați în acest proces al desăvârșirii lor. Noi nu trebuie să slujim neștin unul de altul. Fiecare cum se trezește vine aici, cântă ce vrea, cum vrea, fiecare vine aici, predică ce vrea, cum vrea. Aici nu suntem pe terenul de fotbal. Noi suntem niște oameni care trăim în unitatea Duhului și în noi zvâgnește același sânge sfânt și ne călăuzește același Duh al lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim uniți, iar dacă nu suntem uniți să ne fie rușine. Apostolul Pavel desăvârșește ceea ce a început bunica Lois și mama Eunice. Și bărbatul acesta are parte de o școală spirituală de când se naște până când ajunge slujitor al lui Dumnezeu. Și priviți că Apostolul Pavel îl privește ca pe un student și îi spune, copilul meu, nu Apostolul Pavel l-a născut, era copilul lui spiritual. Ești un bărbat spiritual? Permitem să-ți spun o întrebare incomodă. Care tânăr din biserică ți este copil spiritual? Nu există părinți fără copii. Ești părinte atunci când ai copii? Poți fi părinte dacă n-ai copii? Nu. Poți fi părinte spiritual dacă n-ai un copil spiritual în adunare? La câți dintre cântăreții care cântă te-ai dus la sfârșitul programului și l-ai încurajat și l-ai tras de o parte și i-ai spus prețuiesc mult că îl iubești pe Domnul? Știu tineri care sunt la discoteca astăzi, dar tu ești aici, te iubesc ca pe ochii mei din cap. Dar aș vrea să spun ceva. Dacă vrei să te iubească Domnul mai mult și să primească biserica mai mult gert fata, te rog frumos, fii puțin mai atent cu vestimentația. Asta înseamnă că ești un părinte spiritual. Nu doar cioplești, ci sub formă de sandwich, te duci, îl apreciezi, îi spui ce ai de spus și la final îl apreciezi din nou. Pentru cine ești părinte spiritual? Dacă nu ești un părinte spiritual, când vei fi? Că ai îmbătrânit, ți s-au scurs zilele, o să trăiești ca Moise 120? O să trăiești ca Metusala de 800? Cât ai de gând, cât speri să trăiești ca să ajungi un părinte spiritual? Ceea ce l-a făcut pe Pavel, părinte spiritual, n-a fost chemarea Domnului. Nu, ce a fost faptul că s-a implicat în viața unor tineri pe care i-a crescut, Vrem în adunare să avem, să predicator. Cine îi crește? Vrem să nu mai facă diaconii aceștia tineri greșeli. Dar cine îi corectează? Vrem la fanfară, vrem la cor, la corul de fete, vrem la stație, vrem la betanilen, vrem la școala duminicală, vrem la limba română, vrem la departamentele din biserică, să nu mai existe greșeli. Să nu mai existe greșeli pe screen, să nu mai existe greșeli pe website. Dar cine le îndreaptă? Cine poate să îndrepte 100 de greșeli făcute în aceeași zi? aș știți că Făt Frumos n-a fost o persoană reală. A fost o persoană de bas. Dumnezeu are nevoie în biserică de părinți spirituali. Și pastorii trebuie neapărat să fie părinți spirituali. Și trebuie să trăiască în unitate și trebuie să aibă o viziune și trebuie să se implice. Pavel a fost un astfel de bărbat. Dacă nu era Pavel, nu exista un Timotei. Dacă nu exista Moise, n-ar fi existat Iosua. Dacă n-ar fi existat Elisei, n-ar fi existat Ilie. Dacă n-ar fi existat Isus, n-ar fi existat 12 ucenici. Dacă n-ar fi existat Pavel, n-ar fi existat Timotei. Dacă n-aș fi existat eu, cine n-ar fi existat? Poate cineva în dimineața asta să spună, eu sunt aici pentru că fratele lui m-a ajutat să fiu? Dacă nimeni nu poate să spună asta, atunci eu am o problemă mai mare decât toate calitățile mele. Cunosc o biserică din România care a avut unul dintre cei mai mari păstori. Și omul acesta a format biserici pentru alte biserici. Și când pe el a chemat Dumnezeu să se odihnească, biserica lui n-a avut un păstor asistent. Și câțiva ani de zile a fost condusă de comitet și frământată de tot felul de lupte interioare și biserica aceea a trecut prin foarte multe dureri, doar pentru simplu motiv că n-au fost crescuți oameni. De oamenii aceștia care slujesc astăzi, nu se nasc de nu-i face școala de săvârșită, nu-i face o ședință de După cum dumneata ca mamă sau ca tată, de ani de zile îți propui să-ți corectezi anumite lucruri și încă n-ai reușit. Nu ești un tată de săvârșit nici la 50 de ani și mai greșești și mai uiți și îți mai scapă. Pavel a fost un părinte spiritual, nu pentru că s-a autodenumit, ci pentru că a avut un copil spiritual. Pentru cine ești părinte spiritual? Știi să cânți? Pe cine ai mai învățat să cânte? Pe nimeni? Dar dacă dumneata mori, cine mai cântă în biserica asta? Știi să predici? Pe cine ai mai învățat să predici? Dacă dumneata te muți, cine mai predică în biserica asta? Slujirea mea nu se vede doar prin ce fac eu, și se vede și prin cine formez eu să facă ce știu eu să fac. Să nu vă așteptați să formez eu cântăreți, că o să fie cântăreți ca mine. Dar m-a chemat Dumnezeu să fac ceva anume și trebuie neapărat să pun în alții în care văd calități și spirit de a fi învățabil ceea ce Dumnezeu m-a învățat pe mine să fac. Și dacă la noapte când mă întorc înapoi de la Detroit cu mașina, o să se întâmple o nenorocire și peste trei zile o să veniți la funeral, nu o să fie nicio problemă. Pentru că am conștiința aproape curată, pentru că am făcut aproape tot ceea ce mi-am propus să fac în direcția aceasta. Vreau să te întreb, ești un Pavel care ai pus ochii pe un tânăr pe care să-l crești și pe care să-l înveți? Ai 20, 30, 50 de ani de experiență spirituală. De ce să mori odată cu experiența pe care o ai? De ce nu vrei să o lași cuiva? De ce nu o pui într-unul dintre tinerii aceștia? Îi criticăm că mestecă gumă. Nu-i bine că mestecă gumă, dar dacă ne ținem de ei, mâine nu o să mai mestece. Îi criticăm că vin în papuci. Nu-i bine că vin în papuci, dar dacă stăm lângă ei și îi iubim, mâine nu o să mai vin în papuci. Îi criticăm că se duc la Harvard. Nu e nicio problemă dacă se duc la Harvard, dar dacă stăm lângă ei și îi iubim și le spunem că aici e nevoie de ei și le dovedim asta, nu o să se mai duc acolo. Este ușor să avem 10 bețe legate la cingătoare și să dăm și în stânga și în dreapta. Să fim călăi adunării lui Dumnezeu. Nu-i bun păstorul, nu-i bun dirijorul, nu ți bune surorile, nu ți bun tinerii, nimeni nu-i bun. Numai el e bun. Până ajunge păstor și dacă îl facem păstor sau îi dăm o slujbă în comitet, dintr-o dată toată lumea devine bună. Această atitudine mărșavă N-ar trebui să existe în casa lui Dumnezeu. Fuga aceasta după, după slujbe și după poziții este cea mai mare mizerie a adunării lui Dumnezeu de 20 de secole încoace. Noi trebuie să fim oameni care creștem oameni și dacă creștem pe cineva, se va vedea. Iar oamenii aceia nu ne vor lua locul. Nu mi-e frică de Viorel și nici de Marian și nici de David și nici de nimeni de pe banca păstorilor toți să predice mai bine decât mine. Dacă eu îi ajut să predice mai bine decât mine, toți mă vor iubi, toți mă vor respecta. Și când voi fi bătrân, unul mă va duce de o mână și altul mă va duce de o mână să vin aici ca să mai spun un cuvânt, dacă voi mai putea și dacă voi ajunge acolo. Așa a fost apostolul Pavel. Am investindu-se în Tit, investindu-se în Timotei, nu le-a luat Mau, nu le-a dat în cap, nu i-a distrus, nu i-a spus că sunt niște derbedei, nu i-a trimis la altă biserică. N-a descurajat adunarea lui Dumnezeu. N-a aruncat cu oțet peste frați. Timp în care nu l-a chemat nimeni să facă asta. Te doare de copilul dumitale, așa mă doare pe mine de biserica aceasta. Acum, astăzi, pentru că e responsabilitatea mea și este chemarea mea. Și mi-e greu să spun că par lipsi de modestie. Dar dumneavoastră știți că este adevărat. Cum este când cineva îți dă responsabilitatea să faci un lucru și altul vine și tot timpul îți mai rupe câte un lemn pe care l-ai pus acolo să susțină lucrarea? Timotei a fost un bărbat care a crescut. S-a uitat la tinerii aceștia și a zis, Doamne, dăm înțelepciunea să văd care e bun de predică. Care e bun de predică? Nu Dumneata trebuie să faci asta, eu trebuie să fac asta. că în casa dumitale unde ești responsabil nu vine vecinul să hotărască. Și dumneata ca tată și mamă trebuie să faci lucrul acesta. Degeaba ne socotiți oamenii ăștia că Dumnezeu i-a ales. Trebuie să ne uităm la tinerii aceștia și să vedem cine ar fi posibil pentru un cântăreț, pentru un dirijor, pentru un pianist, pentru un viitor lucrător. Fraților, am albit, Alte reane și na, poate mâine le din nou și nu mai mă trezesc. Nu o să trăiesc veșnic. Sunt doar un om, poate mor la 48, poate mor la 88, nu știu când. Dar, indiferent când mor, trebuie să fiu sigur că scaunul, scaunele astea rămân pline de bărbați care știu să vă slujească. E responsabilitatea mea. Vai de mine dacă nu fac asta. Dar nu vă supărați, aceeași responsabilitate o aveți dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră. Pavel a fost un părinte spiritual, a spus copilul meu, cine ți-e copil din această adunare? Nu cel biologic, nu cel biologic, că Timotei n-a fost copil biologic al lui Pavel. Vă dați seama că dacă i-a spus așa, însemna că avea o relație de genul acesta, altfel Pavel nu își permitea să-i spună copilul meu. Mă credeți că îmi permis să le spun unora dintre ei, fiul meu, atunci când vorbesc cu ei? Pentru că mă simt așa de aproape de ei, încât îmi permis să-i spun asta. Nu i-am născut, eu sunt aproape de vârsta mea. Pavel a fost un bărbat care a crescut din adunarea lui Dumnezeu și s-a dus la el și i-a spus, uite, faci un lucru grozav, dar te rog, ai grijă de lucrul ăsta, că tu trebuie să crești, tu trebuie să devii un exemplu, tu trebuie să te desăvârșești. Și eu am fost ca tine și mi-a fost rușine, tu să nu treci pe aici. Toată experiența pe care o ai, toarnă-o în cineva, pun-o în cineva, nu pleca acasă indiferent, că în adunarea aceasta mănânci duhovnicește. Ți-ar place în bucătăria unde, găte, unde, unde îți pregătești mâncarea și unde mănânci, să fie plin de șobolan și de alte cele, iertați imaginea pe care vă prezint, nu ți-ar place. Nu este așa că dacă vezi mizerie, o strângi, te apleci, te străduiești să o strângi, chiar dacă ți-e greu, te dor închieturile să te apleci. Dar nu poate în bucătăria în care îți pregătești mâncarea și mănânci să fie mizerie. Aceasta este bucătăria în care te hrănești de ani de zile, Dacă în altă parte ar fi mai bună, uite-te un pic la mine, fii sigur că ai fi acolo. Îngrijește-te de locul acesta și fă un copil sau doi sau trei și spunei dragul meu, eu știu că ești atras spre fuste scurte, draga mea, sau dragul meu, știu că ești atras înspre să faci dungi negre prin, prin parcare cu mașina pe care ți-a cumpărat-o taică tău. Dar uite, tu ai început să cânți în grupul de închinare sau la cor sau la fanfară și te văd că atunci când predică păstorul tu îl disprețuiești prin atitudinea pe care o ai. Nu dau exemple. Tu nu-ți poți permite să fii levit în casa Domnului și să faci așa. Pentru că leviții trebuie să fie mai întâi sfinți și apoi cântăreți. Tu nu, tu nu, tu nu, tu nu, tu nu poți să fii împotrivitor față de biserica lui Dumnezeu, să-ți necinstești părinții, numele Domnului. Scumpă biserica Domnului Iisus. Diavolul întotdeauna a vrut să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. A vrut să distrugă oamenii lui Dumnezeu, să-i compromită. A vrut să pună pe ei rușine și poveri ca să-i distrugă, să-și dea demisia, să se tragă înapoi. Un om al lui Dumnezeu nu se formează într-o zi. Puteți să luați un bărbat de aici, de oriunde vreți dumneavoastră, care are 20-30 de ani și să-l faceți păstor peste noapte. Are titlul de păstor, dar nu va avea calitatea și autoritatea de păstori calitatea și autoritatea de păstor, calitatea și autoritatea de dirijor, calitatea și autoritatea de orice slujire se câștigă în timp. O funcție, o numire, putem să-i o dăm cuiva, rămânem în adunarea generală și hotărâm de astăzi înainte, îl facem potropop, îl facem episcop, îl facem bishop. Asta nu înseamnă că este. Numirile noastre trebuie să fie acoperite de realitate. Că degeaba promovăm nume, Degeaba promovăm funcții. Însă, atunci când vedem calitățile, capacitățile, trebuie neapărat să ridicăm și pozițiile acestea. Nu mi-am propus deloc să vă spun lucrurile astea și mi-am propus să vă spun altceva, dar șansa mea de a vă spune a expirat odată cu timpul. Însă, am vrut doar să subliniez faptul că Pavel a fost un mentor, un părinte spiritual. La vârsta la care sunt. Mă gândesc că e cea mai frumoasă vârstă. Le-am spus uneori tinerilor și nu m-au crezut. Nu mai vreau să am 20 de ani. Să nu credeți că vă invidiez. Deloc nu mai vreau să am 20 de ani. Vreau să am vârsta care o am acum. Sunt foarte bucuros de vârsta asta. Pentru că am puținică experiența vieții și încă mai sunt sănătos și limpe de la cap. Și când aceste două lucruri sunt într-un om, omul acela este un om minunat. Omul acela poate să dea cel mai mare randament din viața lui. La 20 de ani n-am avut niciun randament. Am alergat ca un disperat pentru plăcerile mele, de care astăzi mi-așa de rușine. N-am făcut aproape nimic pentru Dumnezeu. M-am pocăit la 21 de ani și am vrut să fac, dar n-am știut. N-am știut. Am postit 2 ani jumate pentru bunica mea care era moartă, ca Dumnezeu să o mântuiască. Și n-am știut că Dumnezeu nu mai mântuiește oameni morți. Și am postit degeaba. Până când cineva mi-a spus că Dumnezeu nu mai mântuiește oamenii morți, doar oamenii vii. Și am avut râvnă. Puteam să dor două ore pe noapte că mi era destul. Eram plin de energie. Dar n-am știut cum să-L slujesc pe Domnul. Astăzi știu, îl mai slujesc. Ce fac cu toată știința care îmi umblă prin minte? Dumnezeu vrea să mă uit la cineva care are 20 de ani și să nu-l las singur cum am fost eu singur. Eu am crescut în zona de sud a României, unde n-au fost biserici. N-au fost biserici. Și n-au fost oameni în vârstă. Și am crescut singur. Și în timp ce am crescut eu, i-am crescut și pe alții, așa cum m-a ajutat Dumnezeu. Mă uit la generația asta și trebuie să accept că ei au harul, eu și alături de dumneavoastră, să fim oameni mai în vârstă, cu o generație două în față, față de ei și să le spunem toate lucrurile pe care au nevoie să le știe. Ei nu au dreptul să se supere, iar dacă se supără o să le treacă într-o zi două, dându-și seama că nu le-am spus cu critică și nu cu răutate, ci pentru că îi iubim. Și copilul meu se supără pe mine când îi atrag atenția. Ieri a fost la școală și mi-a zis, vreau să merg la Detroit cu tine. Și am spus, nu poți să mergi la Detroit cu mine, că tu te-ai înscris la Eclesia, trebuie să te duci la Eclesia. Nu mă faci de rușine să nu te duci la școală. Și a spus, lasă că dacă nu mă duc odată la Eclesia, nu e nicio problemă, vreau să merg la Detroit, să mai ascult odată pe grupul Speranța. Și am spus, nu, rămâi la școală. Și a înghițit în secă, a rămas, dar nu i-a convenit deloc. Nu i-a convenit deloc. Dar a rămas. Așa nu-i va conveni nici lui din adunare când îl vei mustra, dar asigură-l că nu-l mustri din răutate și nu din invidie, îi vorbești din dragoste, îi vorbești cu bunătate, se vede asta și vede și de ieri, vede și de la vede și de acum 4-5 zile. Scumpii mei, ne ajung din urmă. Nu este așa că uh, Bianca, ai fost adusă la binecuvântare cu câțiva ani în urmă. O ținea sora Nicoleta sau fratele Avram în brațe. Ați observat cântă în adunarea, cu mâine, poi mine vom veni la botezul ei și peste două, trei zile la nunta ei. Ne ajung din urmă. Și suntem atât de ocupați încât nu devenim părinți spiritual pentru ei și murim cu toată experiența pe care am acumulat-o. Dacă scaunele astea sunt goale, vai de mine! Pentru că este datoria mea să pun pe ele, pe ele oameni care știu să predice în locul meu sau alături de mine. Dacă eu mă gândesc că nu trebuie să pun oameni aici că mi-au -mi locul, atunci eu sunt departe de împărăția lui Dumnezeu, foarte departe. Apostolul Pavel s-a uitat spre un tânăr și i-a spus, copilul meu. Iar în spatele acestei expresii era o acoperire de investiție de tată spiritual. Spre cine ne putem uita în adunare să-i spunem copilul meu? Mai știi când am venit la tine, mi-a fost greu să te mustru, dar te-am mustrat doar pentru că te făceai de rușine dacă nu-ți spuneam ce trebuia. Nu ți-am spus asta pentru că vreau să te lovesc, ți-am spus asta ca să te îndrepți, să te corectezi. E greu când cineva te mustră, dar după ce te-ai îndreptat în inimă, ai recunoștință pentru omul acela, pentru că te-a făcut mai bun. Scumpă biserică, aș vrea să plecăm acasă cu gândul acesta. Fiecare dintre noi ce știe să facă, să învețe și pe altul să facă același lucru pe care el îl știe și să nu se aștepte să-l învețe într-o zi, că nici noi nu l-am învățat într-o zi. Predic de câteva zeci de ani și mereu descoper greșeli sau Carmen îmi spune multe greșeli, uneori frații îmi spun multe greșeli și încerc să le îndrept, uneori reușesc, alteori nu reușesc și le repet, pentru că această carne este foarte lipsită de performanță și expusă la greșeală. Să investim în copiii aceștia, în tinerii aceștia, în frații din adunare, să le dăm de lucru fără frică că ne ia locul, pentru că mare este secerișul și puțin sunt lucrătorii. Nu e mic secerișul și mulți sunt lucrătorii. Vreau să stăm înaintea Domnului în spiritul lui Pavel și să spunem, Doamne, eu am avut o teologie greșită, în sensul că nu m-am deșertat în nimeni, nu m-am multiplicat în nimeni, n-am învățat pe nimeni să facă ce știu eu și n-am pus ochii pe niciun tânăr pe, pentru care să mă rog și pe care să, să îl ajut să se desăvârșească și să crească spiritual. Dar ajută-mă, Doamne, câți ani mai trăiesc pe pământ să pun ochii pe cineva și când eu voi muri, să spună despre mine, cum pot să spun eu despre, Gureu, despre bătrânul Gurău, tata, frat pastorului Nelu de la, de la uh, Brașov. A fost un bătrân care s-a ocupat de viața mea. Niciodată nu m-am dus la el în vizită să nu-l găsesc cu Biblia deschisă. Niciodată! Niciodată! Ori de câte ori venea la mine în vizită, îmi aducea o sticlă cu lapte sau o sticlă cu gâtul larg de aia de lapte din România cu untură de porc topită sau nuci sau cafea că avea fată în America și a venit într-o zi și mi-a zis vreau să te duci la școală. A spus eu nu-s de școală și el a spus ba da. Și a mai venit încă o dată și a tras-o pe Carmen deoparte și i-a spus tu nu-l lași, tu nu-l lași. Și mă punea duminică dimineața să predic și nu știam să predic și făceam o grămadă de greșeli și el mi-a spus, tu te duci sâmbătă la țară, la tine, știu că ai acolo ceva por și găin și muncești să-ți întreții familia, dar uite ce fa? eu muncesc la CFR, la căile ferate, la trenuri și am un salariu mare, era acar din la care dirija trenul și spunea, uite cum, sâmbătă la ora 12 lași lucru și vii acasă și studiezi Biblia până seara și te rogi. Și pentru jumătatea de zi eu îți plătesc 50 de lei pe lună. Dar vreau jumătatea de zi să nu mai muncești pentru tine și să te pregătești pentru duminică dimineața, că eu te miros că tu nu te pregătești. Și vii și spui acolo de mama, de tata, biserica asta n-ar nevoie de mama și de tata, are nevoie de scriptură. Și dacă nu o citești Duhul Sfânt, de ce să-ți aduc aminte? Ei, omul acela pot să spun astăzi că el a investit în viața mea, dar acum când mă rog, înaintea lui Dumnezeu, eu pot să spun că am investit în viața cuiva. Dumneata poți să spui lucrul acesta. Frații mei, aceasta este o mare nevoie a Bisericii lui Dumnezeu. Nu de critică, nu de invidie, nu de mâncătorie, nu de partide, nu de politică bisericească subterană. Ci de o atitudine adultă a celor care au trecut de 30-40 de ani, care se îngrijesc nu doar fizic și administrativ, ci și spiritual de generația aceasta de copii și de tineri. Haideți să stăm în picioare și în încheierea serviciului divin să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.bethany.cc sau pe www.bisericabethany.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.